Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Degeaba poartă basma pe cap, dacă nu are nimic în cap doamna Nazmie Yılmaz. Se pare că ce atrage și dispersează ușor fără regrete, fără respect pentru public. Ea joacă un joc cu piese de domino, pe care apoi le prăbușește, așa procedează cu toate proiectele ei. Dar nu este prost cine tot perseverează în greșeli, este prost cine tolerează permanent greșelile acestei dictatoare de femeie distrugătoare. Ea crede că fetele actor sunt proprietatea ei? Nimeni nu este stăpânul nimănui, din această cauză a pierdut publicul și cu Emins 3,4, însă 1, 2 a atras public în 3,4, l-a pierdut continuând cu personaje pe care publicul nu le-a acceptat. Practic a atentat și asupra publicului pe care a vrut cu orice preț să-l disperseze introducând alte personaje în defavoarea celor cu care anterior a început proiectele. Opinia mea este că, mai bine să producă episoade mai puține, decât cu sutele, dar a căror interes scade în fața autorității publicului. Ce rost au sute de episoade fără public? Produce mult, prost, și fără rost. O asemenea producătoare care nu știe gestiona un proiect în favoarea publicului și a companiei de film, și atrage deficit financiar și de imagine, se impune demisia ei. Nu poți la nesfârșit să ignori, sfidezi și să dispersezi publicul care doar îl îți dă valoare, asta nu știe, nu are nimic în capul acoperit, că publicul este autoritatea ei, nu invers. Publicul este deștept, selectiv, pretențios, autoritar, asupra lui doamna dictator nu are autoritate, ci invers, ea este supusă publicului. Demisia doamnă sub dictatură și impunere nu poți conduce la infinit, cine crede asta se înșală amarnic. Sunt convins că Sila și Halili vor fi împreună. Dar cei trei murdari Ioznur, Nazmie Sina nu casa se uite numele. Am auzit de câteva ori că ceilalți trei sunt ignoranti. Dar Nazmie e un prost care este îmbrăcat din cap până în picioare ca musulman, nu-i este rușine că se ocupă de zvonuri și intrigi cu diverse ticăloșii. Ce de rușine îi este că Coranul spune că nu trebuie să distrugi iubirea celorlalți. Nu trebuie să jignești pe alții, Nazmie se îmbracă degeaba ca musulman, intri mult timp. Doamnă scumpă, iertați-mă, ați spus punctul pe i mi-a plăcut ce ați spus de basmaua pe capitolul. La noi la ortodox și în biserică trebuie să ai ceva pe cap, o pălărie, o șepcuță, o eșarfă nu contează. Dar depinde de mentalitatea fiecăreia femei, cât al slujește pe. Este păcat să intri în biserică machiata, rujata, dar și aici puține femei greșesc probabil din neștiință, nu le judec eu. Și când o vedeam pe doamna Zmie cum o mai cheama, cu basmaua în cap și trasă și pe ochi, știam că este portul obligatoriu al femeilor din Turcia, nu în toate zonsele, dar eram determinată să mă întreb, ce fel de credință are aceasta doamnă poarta tot timpul pe cap broboadă, știind că purtatul acestei broboade face parte și din port, dar și din credință. Și totuși domnișoara Sila a plecat din cauza dumneaei din producția Caramel. Nu-mi explic. Eu comentez doar din informațiile presei pe care le-am primit. Halil trăiește pe Sila. Pentru că au pune fotografii facate în seria Emaneti, nu fotografii noi cu lor. Deci Halil încă trei foto cu fotografii cu Sila și Seher, omul ăla este băutul ăsta deja bătrân, nu sunt împreună, Sila merita să fie iubită băut adevărat om. Halil a fost un mare actor în sezonul 1 și sezonul 2 din care chimiei dintre el și Sila, dar după ce Sila a furg din acel punct de vipere, Halil în sezonul 3 a devenit clovn și păpăpără de trei nebuni, Nazmie, Nanuca și Ioznur. Vânzând toate talentele, principiile și valorile, morala, etica, etc., el a devenit un actor eșec, pentru că seria sa este un eșec, în aproape un an cu tot ce au făcut, inclusiv rușiniosa, imoralitatea și indecentul partar. Nu au putut niciodată să crească ratingul de la zero, sper Halil să regrețe vedodă pentru tot ce prim a făcut Sila și are suficult curaj să-i ceare scuze lui Sila, asta un om adevărat,
trebuie să recunoați că a făcut o averă. Persoane care 50 a ducat de mână la famă, popularitate și succes, toți spun că Halil arată foarte trist și că în piedă frumuseței făcută în Georgia aplicării Botox, îl vedeți mai bătrân, că se întâmplă pentru ca Halil, în afaceri în care are inimă și suflet negru, atât cât nu se ceră scuzare nu va putea își curăță interiorul, în interiore unde are nevoie de estetică, Dorea să recunoaște vedo de greșeala gravă care a făcut motive pentru care a pierdut femeia frumoasa si mare. Se spune că Halil Ibrahim este narcisist, sunt sigur că așa ar trebui să fie, a un caracter prea arogant, nepoliticos. O viață întunecată, le place să profite de femeile simple cu inimă bună, nu are nimic conservator, familia lui vorbește atât de mult, este interesat doar de iubitul lor Osnurcula tot timpul și a luat joc de frumoasa Sila care o ține de mână și a devenit cunoscut ca actor în sezonul 1 și 2 din Emanet. Sila a fost cel care a adus acest roman înainte, deci cel de-al treilea sezon fără Sila a fost un dezastru în serie, iar Halil Ibrahim scăzut în audiență, în timp ce Sila continuă să obțină succes. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.